2007, un an cu multe fenomene de vreme extremă, un an în care oamenii de știință din întreaga lume au fost cu ochii pe prognozele meteo. Grupul interguvernamental pentru evoluția climei, forul științific din cadrul ONU, a dat publicității la începutul lunii februarie 2007 un studiu conform căruia, la baza procesului accelerat de încălzire globală, stau emisiile de gaze din activitățile umane. Temperatura globului a crescut deja cu 0,7-0,8 grade din 1900. Se prognozează că va mai crește cu încă între 1 și 5,8 grade până în 2100. Poate că nu vi se pare o diferență prea mare, dar în vremea ultimei ere glaciare, de exemplu, acum peste 11.000 de ani, temperatura medie globală era cu doar 5 grade mai mică decât cea de astăzi. Însă atunci, cea mai mare parte a Europei era acoperită de un strat gros de gheață. Liderii Uniunii Europene au demarat deja primele măsuri în direcția combaterii încălzirii globale. S-a semnat un acord referitor la reducerea cu 20% a emisiilor de dioxid de carbon până în anul 2020. La nivelul Uniunii Europene s-a mai inițiat o campanie Tu controlezi schimbările climatice, la care s-a alăturat și Realitatea TV, reprezentată de Elena Cordoneanu, doctor în meteorologie. La sfârșitul anului, în decembrie, delegații la Conferința Internațională a Schimbărilor Climatice de la Bali au convenit asupra calendarului tratativelor viitoare pentru încheierea unui nou acord care să înlocuiască protocolul de la Kyoto. Măsuri de reducere a emisiilor de dioxid de carbon se impun mai ales după ce s-a confirmat că anul 2007 a fost unul dintre cei mai călduroși de după 1850, în ciuda influențelor reci aduse de fenomenul La Niña. Potrivit unui studiu al centrului Hadley și al Universității de Est din Anglia, cei mai călduroși ani au fost 1998, 2005 și 2003. 2007 se situează pe locul 7 în acest clasament. Datele confirmă necesitatea unei acțiuni rapide pentru a combate noi creșteri ale temperaturilor la nivel global datorită acțiunilor omului.